Alertă lângă un liceu din Reșița, muncitorii care săpau la câțiva pași de școală au găsit două bombe din cel de-al doilea război mondial și nu este prima dată când fac o astfel de descoperire. Au sunat imediat la poliție ca să evite orice tragedie. Sunt vechi bombele, însă în perfectă stare de funcționare, spun specialiștii. Cel care scava se poate simți erou. A zărit proiectilele la timp și i-a pus pe toți cei din zonă pe fugă. Am luat 3 metri atunci în jos. Zona a fost imediat izolată, iar locul a fost împânzit de pirotehniști. Am ridicat două bucăți, bombe aruncător, calibru 120 de mm. Poate au fost aduse, poate nu știm nici noi proveniența lor aici. Chiar dacă în școala aflată la o aruncătură de băți erau sute de elevi, oamenii legii nu au considerat că este necesară evacuarea lor. Nu vi-e frică? Nu. E ok, mergeți la oră în continuare? Da, nu e frică, de ce să fie frică? Dacă explodau, cele două bombe ar fi distrus totul pe o rază de 300 de metri. Codruț 8.